I have this reservation for the train. Okay, you can check it from the machine. You can okay, with this one I can print the tickets from the machine. Yeah. Okay, thank you. Ciao. Ciao. Mi-ai zis că poți să printez cu numărul de rezervare. Ah, ticket pick-up, da. Ce apreciez să știți că se vorbește bine engleză aici. Două bilete și am dat 2160. O să... Dacă n-am dat, da, vă scriu, nu mai știu dacă mă vreți ducere sau nu. Și acestea sunt biletele noastre. Taipei to Chai. Stăm în vagonul 5, locurile 10 E și D. Și plecăm la 7.46, ajungem la 9.13. Haideți să găsim platforma. Salutări aici într-un nou vlog din Taipei, direct de pe peronul... De pe peronul din gară, pentru că plecăm din Taipei. Unde plecăm? Plecăm un pic spre Alishan și după aia ne întoarcem înapoi. Dar vrem să vedem celebra rezervație din Alishan și poate astăzi sperăm să reușim să facem și un traseu prin plantațiile de ceai. Intri pe peron ca la metro, ca la metro, da. Și îți cauți vagonul cu locuri rezervate. Am văzut că poți să iei și locuri nerezervate și ultimele trei vagoane scrie peste tot pentru locuri nerezervate. Dar noi ne-am rezervat. Apreciez că gara e un pic mai friendly cu turiștii și sunt peste tot afișate chestii și în engleză, pentru că în oraș e destul de greu să te descurci, majoritatea de chestiilor fiind scrise în chineză. În loc la picioare avem o groază, nu ducem lipsă, scaunele sunt foarte incomode. Am scutarul ăsta foarte drept, poți să-l lași un pic pe spate, dar nu face mare lucru. Poți să-l lași mai mult, cred că pe spate, dar... Nu cred că poți să-l fac cu pat. Nu, că te duci peste persoanele din spate. Și mergem de vreo 5 minute. Da, nu cred că se vede, se vede doar reflexia mea. Mergem 5 minute și mergem sub pământ. Cred că o să ieșim la un moment dat, adică eu așa mă aștept să ieșim de sub pământ, dar cred că e după ce ieșim din Taipei. Apropo, e mai mare decât ai putea crede orașul ăsta. Are multe periferii și se întinde pe suprafață enormă, adică din centru. A, și ce e interesant, au metrou efectiv super departe. Ajungi la mare cu metrou, ceva de ce, nu e? Și cam asta e viteza cu care mergem. Ajunsese și până la 227 maxim, da. Când am pornit ăsta, cum am ieșit și afară, pentru că am mers destul de mult prin tuneluri. Vreau să rectific, aparent merge mai rapid de 220 km. Deci am avut cel mai mult 243. Oare ajungem până la final la 30 de km pe oră? Cel mai mult am mers cu 298, ce am reușit să prind pe aplicație. Dar media de când am pornit asta și, mă rog, cu 25 de km, avem 285. Deci, relativ aproape de 300. Primul segment de drum, gata. Am plecat la fix, am ajuns la fix, nici n-am simțit drumul și am mers 250 de kilometri. Da. La noi un sfert de oră, dacă întârziere, deja pare că a ajuns la timp trenul. Nici nu mai iei în considerare un sfert de oră. Trebuie să găsim autobuzul spre Alishan. Și noi să-i explicăm că coborâm mai devreme, că vrem să facem un traseu. Asta o să fie tricky. Am văzut că vorbesc engleză, adică nu extraordinar. Nu șoferă de autobuz. Nu extraordinar, dar vorbesc mai bine decât în China. Nu, cred că înțeleg, dar ei sunt, chiar că vorbesc, e foarte greu să-i înțelegi. Uite, fata de la bilete vorbea bine, foarte bine chiar. Și la hotel a vorbit ok, adică na. Cine a băcat și în autobuz, teoretic e autobuzul bun. Practic nu știm dacă ne duce unde trebuie. Dacă oprește în stațiile mai mici, mie pe maps așa mi-apare, dar nu ne-am înțeles cu el. Ok. Punem centura. Biletul a fost 196. E o chestie că dacă plătești cash în autobuz, trebuie să ai cam fix. Banii fixi. Pentru că da, noi am dat 400 de fapt în loc de 392. Că îi bagi într-o chestie, le dai drumul. Da, acolo. Și nu îți dau nimeni rest. Da. Mă rog, și scrie. Hai să vedem dacă ajungem unde trebuie.
am reușit să ajungem după un drum zbuciumat. Pare că am reușit să coborăm unde trebuie. Da. A, și aparent n-a fost singuri. Și aparent nu e un loc atât de necunoscut. Și uite de aici e. Că da, ziceai tu. Și uite de acolo începe traseul. Da, și aici sunt și orele. Da. Oricum e cam dubioasă stația asta. Adică asta e stația de autobuz. E ok să mergea drumului. Și este tergeri de pietoni acolo. Da. Și apropo, aparent trebuie păstrate biletele. Și noi cumva le-am pierdut. Eu nici nu mai țineam minte exact ce bilet ne-a dat. Da, ne-a cerut biletele când ne-am dat jos din autobuz. Și am reușit să le pierdem. Da. Undeva le-am pus, dar nu mai știm noi unde. Le găsește el în autobuz, că la noi nu sunt. Credem. Da. Vrei să trecem la trecere? Hai să trecem la trecere. Ok, deci ar trebui să ne ia, bine, zice o oră dus întors. Dar noi suntem aici. Și vrem să facem asta. Vedem aici, așa, așa, și scoborăm aici. Și de acolo ar trebui să luăm un autobuz? Da, da, și de acolo luăm alt autobuz. De, nu mai știu, e, cred că pe aici, pe undeva, e unde e parcarea. Haideți să vedem un viewpoint. Începem cu un viewpoint, partea ușoară. Ta-da! Am urcat ceva, dar încă e cald. Un peisaj superb. Deși se vede doar verdeața. Mai e un oraș în zare, cred, dar e acoperit de nori. O să facem un traseu printre plantațiile de ceai, destul de renumit, are mai multe viewpoint-uri pe parcurs. Alișan este o rezervație naturală renumită pentru ceaiul ulong în special, care se plantează aici, deoarece are toate datele ca să crească bine. Gen, suntem la înălțime, la altitudine. Și de asemenea și solul de aici este foarte bun pentru acest ceai. Și pentru asta este renumit în ziua de azi Alișan. O șopârlă. Se vede, era o șopârlă. E încă acolo. Acolo. Așa că haideți pe traseu. Oamenii de aici cred că au terminat deja traseul. Am început pronunțător traseul. Sunt doar scări. Sper că nu e tot așa. Să știi că nu se vede capătul. Să fiți ce vreau să aud. Măcar e umbră. Da. Că noi avem și bagajul pentru 2-3 zile în spate. Că trebuie să-l cărăm. Da, dar oricând am fi venit, dacă nu voiam să stăm mai mult în Alișan sau în CEI, gen să stăm câteva zile, tot cu ăsta în spate făceam. Fie că-l făceam azi, fie că-l făceam mâine. Peste munți și prin păduri mergem la un chibob să ne vadă. Iar s-aud animale, cred, în... S-aud niște oameni. Ah. How are you? Hello. Hi. Hello. Hi. Morning. Hi. Găsim specii endemice. Am intrat în nori și a început să simt un pic vremea. Simt un pic mai răcoarce, ce e bine. Și nu mai bate soarele. Atât sper să nu plouă. Eu nu mai vreau. Pentru că am făcut de atâtea ori trasee din asta pe munte, doar prin ploaie. Nu știu cum se întâmplă asta. Și cum reușim. Pornești negativist. Cum e? Acasă nu urc pe scări. Acasă folosesc liftul. Dar urci aici. Dar urc aici, da. Dar cert e că am ajuns la plantațiile de ceai. Sau cum îi place o rezonă să zică boscheți. Ce-a făcut Cristina? Pare că am urcat degeaba. Pentru că este în construcție mai departe și trebuie să ne întoarcem să luăm pe alt drum. Acolo construcția trebuie să continue scările și trebuie să ajungem cumva la strada aia de acolo. Aia e. Îți mai ieșiți apă în viață. Încercarea numărul 2. După ce am urcat de ne-au stricat pe acele scări. 450 de metri, ca să fiu mai exact. S-a simțit mult. Acum facem același drum pe șosea în pantă. Ei! Ideea că sunt semne, doar că... Pare un traseu mai vechi. Nu ne spun prea multe semnele alea, că scrie în chineză. V-am mai zis că nu sunt foarte friendly cu turiștii. Scrie destul de puțin în engleză. Da, dar oricum, noroc cu Google Translate.
faci poză și știi automat să-ți detecteze text. În general, bine. Cred că în dreapta. Și am mai reușit să urcăm încă o dată drumul. Nu sunt convinsă pe unde se ia, cred că pe aici prin plantație, dar am dat între timp de oameni care sunt la cules de ceai. Să ca să avem noi să bem ceai la noi. Și faza e că noi mai avem o groază. Aici pare că oamenii efectiv își fac treaba. Oare pe aici? Da, cred că pe aici. Era mult mai simplu traseul dacă nu ne blocam acolo în construcții. Cum undeva mai sus. Da, trebuia pe sus să mergem. Pare că drumul bun s-a cam terminat. Începem prin noroi. Sperăm să ne scoată în același traseu care s-a blocat mai devreme. Dacă nu, ne mai întoarcem o dată. Până acum măcar nu s-a luat nimeni de noi, deci presupun că mergem bine. Aici pare că ceaiul stropit cu ceva. Și Răzvan... Răzvan face poze. Yeah. Ce nu am spus este că miros foarte plăcut aceste frunze. Adică miroase super frumos pe tot traseul. E plin, plin de ceai. Și suntem în nori cumva. Sau insecte, păsărele. Mă întorc un pic să mă pun mai pe dar să-l văd pe Răzvan dacă termina de făcut poze, că am luat-o în față. Și sper că nu m-a pierdut, deși e singurul drum. A, uite-l. Nu m-a pierdut, e ok. Veneam înapoi după tine. Credeai că m-ai pierdut? Nu, credeam că tu te-ai pierdut. E destul de greu să te pierzi când există un singur drum. Asta am zis și eu. Ar fost deștept să ne dăm cu niște de la de țânțari. Deși nu m-a ciupit nimic până acum, sau nu am simțit. E interesant că sunt îmbrăcați din cap până în picioare, cu mânică lungă, pantaloni lungi, geacă pe ei sau ceva. Mă mir dacă nu le e foarte, foarte cald. Așa, și au și o chestie în cap ca un fel de pălărie, dar mai mare și cu perdeluțe pe părți. Cred că să nu iardă soarele. Să nu iardă soarele și probabil și pentru insecte, că am văzut că sunt tot felul de gândecei, am văzut și niște albine. Puține, ce-i drept. Pe aici? Dar am văzut gândăcei, da. Stai să ne mai uităm pe faza aia, că maps-ul nu prea mă mai ajută. Și am harta asta. Dar nu-mi dau seama unde am ajuns, să știi. A, am ajuns fix la traseul cu scări. A, deci pe acolo. Da, ăsta e șpavat. A, și sunt că nu are scări. Oh, și da, uite, e Area Amping Trail. Și e mai... De ce preferăm pe asta? E cu scări, e un pic mai obositor. Dar e mai de-a dreptul, că altfel trebuie să ocolic mult. Și Și noi suntem aici. Marcat. Deci, noi am plecat de aici. Am urcat prima oară pe scări, 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 până aici. Ne-am întors înapoi. Ne-am întors înapoi pe aici, pe aici, pe aici. Da, am mers pe stradă. Am luat-o pe aici. Și am ajuns aici. Și acum... Ba nu, am ajuns aici, scuze. Și acesta, dacă n-am precizat, e Area Amping Trail, așa se numește și stația de autobuz, iar scări. Ne rup la gambe, rău de tot scările astea. Nu, iar îmi tremură gambele pe stradă, nu-mi tremurau. Deci când credeam că mai avem un pic... nu mai pot. Uitați-vă ce-i în față. E inuman. Ce părere ai, Răzvan? Mergem mai departe. Acum nu scobor. Nu? Deși e mai ușor. Hai! Aici ce care trebuie să fie un viewpoint, mă rog, el există fizic, doar că există mai mult partea de point decât de view. Ar trebui să vadă probabil munții și jos pare ceva tot în oraș sau se drum. Se vede, nu știu dacă se vede pe ăsta. Dar e foarte multă ceață, foarte mulți nori. Și mă rog, e o serie mai mare de viewpoint aici. Da, mă rog, sunt platforme, dar view-ul e același, care e inexistent. Nori. Bine că nu plouă. Așa ar trebui să se vadă de sus, de acolo, de la scările alea drăguțe, însă noi avem mai puțin nori de atât. Nu, sunt mai sus nori. Și de asta. Trebuia să fie mai jos nori, astfel încât să putem vedea peste ei. Între timp mergem într-o pădure de bambus.
foarte drăguță. Au și panda? Că panda mănâncă bambus. Erau panda în pădurea asta? Nu știu dacă au în Taiwan. Ia frachina pe toți. Este absolut superbă această pădure de bambus. Sper că se vede și pe cameră pe cât de bine arată în realitate. Sperăm totuși că mergem pe drumul bun, că dacă nu o să intrăm într-o limită de timp. Dar am văzut că ar trebui să ne lase la șosea și în cel mai rău caz mergem pe jos pe șosea. Dacă nu e bine aici. Da, n-a luat-o bine. Am dat de gardul ăsta. Așa că va trebui să ne întoarcem. Și am fericit că coborâm. Da, da, hai că n-am coborât mult. Ups, am călcat în noroi. Este specifică Alișanului. Dacă căutați pe net poze, o să vedeți poze cu păduri de genul. Și ca să ne învățăm minte, să avem încredere că aici chiar găsim semne pe traseu. Era 200 de metri mai încolo, ceva de genul. Nici măcar 200. Și mergem pe Tien Mist Trail de aici, să ieșim în capătul celălalt. Ah, ok. Deci avem așa, așa, așa. Nu mai avem mult, am făcut și tot mare ce parte din bucata asta. Tot ce e cu scări e marcat cu linie punctată. Da, numai că de acum coborâm. Poate ar fost util să ne fi dat seama de asta dinainte. Da, da, chiar că bine zici. Și restul e șosea. Am vorbit despre ceaiul oolong, care este specific zonei, dar nu v-am spus și cum a ajuns să fie el plantat. Deși în Taiwan ceaiul era plantat încă din anii 1800, în zona Alișan, unde ne aflăm noi acum, au venit plantațiile de ceai de-abia din 1920, de când s-a făcut și o celebră linie de tren. Un tren vechi pe care poți opta să mergi, însă anumite bucăți din linie sunt surpate din cauza evenimentelor naturale petrecute, pentru că Taiwanul e lovit frecvent de cutremure, tsunamiuri și așa mai departe. Taifunuri, nu tsunamiuri. Iar în momentul când acea linie a ajuns aici, fermierii s-au putut muta și s-au mutat și mai sus, pentru că era mult mai ușor să ajungă în munți. Și așa a început să se planteze ceaiul. Însă, inițial s-a exportat foarte mult ceai negru, era cel mai căutat. Dar din cauza drumului și altitudinii, era destul de scump să îl produci și nu reușeau să fac față cu prețurile pe care le avea concurența. Așa că, la un moment dat, câteva decade mai târziu, s-au decis să planteze ceaiul oolong, care are un mediu propice aici. Au devenit foarte renumiți pentru asta și mari exportatori de un astfel de ceai. Și acum începe the waiting game. Am reușit să coborâm, am reușit să găsim și stația de autobuz și acum ne mai reușit și doar autobuzul, care ar trebui să vină în jumătate de oră. Da, dar cred că o să întârzie, că a întârziat și la stația cealaltă când am venit. Oricum, destul de nașpa faptul că nu prea sunt locuri de stat aici. Adică am văzut, cred că, maxim două restaurante, dintre care unul închis. Și unul, mă rog, mult spus restaurant, era un frigider cu niște fructe și cu niște chestii și cu niște băuturi. Și am ajuns în destinația noastră finală de astăzi. Pădurea Alișan. Parcul recreațional. Nu pot să vorbesc. A fost groaznic drumul, uibucata asta. Mi-a fost super rău. Da, luați-vă, nu știu, pastile de rău de mișcare sau chestii de genul ăsta, pentru că drumul e plin de sepetie. Deci că și din CIA până unde am trecut trail-ul. Au fost mai puține, da. Au fost mai puține și acolo au fost, dar aici au fost mult mai multe. Și da, dacă ai rău de mașină, e nașpa. Să luați astea de la autobuz, dacă veniți cu autobuzul, că aveți reducere pentru intrarea în Parcul Național. Dacă intrarea costă, teoretic costă 300, dar dacă vii cu transportul în comun, îți dă reducere 50%. Și prima oprire o avem la gara din Alișan, pentru că trebuie să ne luăm bilete către trenul de mâine, pentru că mergem la... Răsărit. Să vedem, este o activitate de făcut aici. Cu trenul acela. După cum ați văzut, pleacă la 4:30 dimineața și va fi un drum de jumătate de oră. O să ne distrăm, iar ne trezim cu noaptea în cap. Am văzut acum că se poate și... Cred că se poate și online, văzând QR-urile alea. Văzusem ceva, dar nu era sigură. Dar scrie că poți de la counter de aici, între 8:30 și 4:30. Cu o zi înainte. Sau cu jumătate de oră înainte de plecare. Dacă dimineața. Mai sunt, probabil. Da, dar nu cred că... Nu cred că vrem să ne trezim și mai de dimineață. Și din ce pare, biletul să fie 150 dus întors. Pe sens, cred că. 300 dus întors.
dar nu și au oprit, oprit un tren în stație, dar crezi că arată altfel? Parcă da. N-ai văzut poza? Nu. O să fie un fel de... Mocăniță. Cam așa am văzut eu că ar trebui să fie. O să vă arătăm și vouă, dar probabil într-un vlog viitor. Așa că dați subscribe acolo și clopoțel și când postăm. Treaba cu răsăritul pare că e la program, pentru că trenul pleacă exact la 4:30. La 5:28 zic ei că e răsăritul și trenul de întoarcere era la 6:10. Da, eu am crezut inițial că mi-a zis 6:10. Cred că între 6, între 6 și 10. Credeam că putem să luăm oricare tren sau ceva, dar pare că e un singur tren pe zi. Da, okay, da. Pentru chestia asta. Deci ajungem la 5 acolo, la 5:30 răsăritul, la 6 și un pic de întoarcere. Prima impresie pe care mi-a lăsat-o Aleșanu e că e relativ pustiu, adică... Nu știu dacă o fi de vine că am venit noi prea târziu? Lunea. A, sau că am venit luni. Da, că tot la fel, am văzut un restaurant, părea închis. Sau poate deschid mai pe seară. Aici sunt și mai multe trasee de făcut. Dar poate... nu vreau să-mi procur singur mâncarea. Nu, nu cred că mai facem, am vedere că ne trezim așa de vreme. Da. Cred că o să căutăm de mâncare și o să dormim. Și mai încercăm mâine trasee. Am ajuns la cazare. Ne-a dat la ultimul etaj cameră. Am mai jurcat. Etajul 4, 3 sau 4? 3, ne-a zis 4, el da, am urcat 3 etaje, deci nu știu. Ori considera că unul e parterul, nu știu. Și cam asta e camera. O cameră foarte mică. Vechiuță, micuță. Să știți că așa, cam așa erau toate aici. Foarte puțin diferite. N-am mai văzut telefon din ăla. Deci e semi-modern, că are butoane, n-are rotiță din aia. Da, renovat, cred că unul singur era, care era mult mai scump decât restul. Și de ce chestia asta? Pentru că stăm fix în Parcul Național, pentru că avem 6 minute, ceva de genul, până la stația de tren și până la aia de autobuz, mult mai puțin. Putem să mergem să ne mișcăm, putem să mergem la răsărit de aici, dacă stăteam în unul din satele de lângă, era mai ieftin și condiții mai bune văzusem, dar nu poți ajunge la răsărit. Și am văzut că toată lumea se plângea peste tot de cazările din Alișan, pentru că plătești locația, iar aceasta este una dintre cele mai scumpe cazări, aparent, din acest trip, 339, 340 de lei, cu mic dejun, ce-i drept. Vedem și micul dejun mâine dimineață, fix după răsării, cred că îl prindem. Gata. Avem și viu fără plasă, dar o să închide plasă să nu intre insecte. Vlogul ăsta trebuie să încheie cu totul altfel, cu un apus. După cum îl vedeți, nu-l vedeți, nici noi nu-l vedem. Nici noi nu-l vedem, sunt norii foarte sus. A apărut o urmă de senin, dar a dispărut complet acum. A dispărut, s-au ridicat super, super repede și nu mai... Deci nu ne mai facem nicio speranță. Da, oricum trebuia să vedem apusul de aici de sus, de deasupra se vânilevănui o cafenea și văzusem pe Maps că lumea zicea că e un loc super drăguț de privit apusul și înțeleg de ce, pentru că era peste copaci. Doar că închide la 5. Doar că închide la 5, ca toate lucrurile pe aici. Acolo unde am mâncat, cred că mare parte, cred că jumate din tarabele de acolo erau închise. Da, masa n-a fost cine știe ce, n-a fost nici rea, nici bună. Ține de foame. A fost, adică era mâncabil, dar nu ceva extraordinar. În schimb, ce am avut parte la masă a fost un cutremur. Da, astăzi a fost un cutremur. Am văzut că s-a actualizat și pe Google. Astăzi a fost un cutremur de 5,7 pe scara Richter. Mă rog, dar s-a simțit, nu știam exact de ce. Eu am crezut că am dat și am mișcat masa și pe roți. Eu credeam că Răzvan, care are obiceiul să facă chestia asta, să miște masa când mâncăm, și eu credeam că asta face, până când mi-am dat seama, stai, că și el era panicat. Zis, nu, și am uitat la doamna de acolo când ne pregătim mâncarea, că da, e cu tremur. E cu tremur, stai liniștiți, da. Cam ăsta trebuie să fie view-ul pe care l-avem de aici. Dar nu avem asta. Așa că, ca să fim mai fericiți, pentru că suntem dezamăgiți de acest apus, nu uitați să ne dați un subscribe, un like, să ne împărtășiți și cu alte persoane dacă v-a plăcut acest vlog, să ne lăsați un comentariu, să ne spuneți părerea voastră despre prima zi în Alișan și nu uitați și de Instagram _choosetotravel și choosetotravel pe TikTok. Ne vedem în vlogul următor. Pa, pa!